bate moșul Nicolae, pe furiș intră în odaie. Vine moșule, dragule, ce ne-a dus tu bunule? E agitație mare printre prichindei, în speranța că moș Nicolae nu va uita de ei nici anul acesta și îi va răsplăti cu dulciuri pentru că au fost cu minți, micuții își pregătesc ghetuțele. Ca să fie sigur că darurile cerute moșului vor ajunge la ei, unii au curățat toate perechile de încălțăminte din casă. Pe acești spiriduși am găsit pregătindu-se de zor. Luca și Victor spun că au fost cei mai cu minți și sigur vor primi ce și-au dorit. Ce faci tu aici acum? Încerc ghetuțele. Le curezi ghetuțele? Da. De ce curezi ghetuțele? Să le pui să vină moșul? Da. I-ai scris la moș Nicolae? Da. Creiam un capăt operă și mai mulți ca la dentist. Serios? Da. De ce? Pentru că îmi place mie. Îți place ție, da, mult? Da. Dar ai fost cu minte să vină? Da. Cât de cu minte? Foarte cu minte. Ilustruiești cizmulițele? Da. Cât de bine? Ia arată-mi cât de bine. Foarte bine. Foarte bine? Da. Ai terminat deja una? Da. Nicoleta i-a pregătit și o poezie moșului, ca să arate cât de cu minte și ascultătoare a fost. Eu, să știi, m-am pregătit, ghetele le-am lustruit, te rog să-mi pui în ele ciocolată, bombonele, jucării și acadele. Mă gândesc numai la ele. După ce au terminat de lustruit ghetuțele, le-au așezat la fereastră. Colegilor s-au apucat și de felicitări. Totul numai ca să-l înduplece pe moș să fie darnic. Fac o ghetuță în care moșul vreau să-mi pună dulciurele. Da, așa ai fost cu minte? Da. La mine. Și ghetuța cum ai ornat-o? Cu ce ai fost cu ea? Fulgișor și om de zăpadă. Dacă unii și-au dorit dulciuri și jucării, alții se gândesc deja la telefoane sau drone. Cu toții se tem însă ca nu cumva să găsească dimineața în ghete o nuielușă. Dar nuielușă așteptați? Nu! Celor neascultători, moșul le-ar putea aduce o nuielușă pentru a atenționa să fie cu minți. Sau, cel puțin, așa spune tradiția. Este protectorul copiilor, al săracilor și al marinarilor. Dar dintre toți, cei mici îl așteaptă cu drag și cu puțină teamă, pentru că moș Nicolae uneori mai lasă și o nuielușă în ghetuțe pentru cei care peste an au mai făcut boacăne. Istoria nuielușei este însă veche și s-a transmis în timp. În a doua parte a secolului al III-lea, Sfântul Nicolae, arhiepiscop al Mirei, îl combate pe Arie, un eretic în sinodul de la Nicea, și ridică o palmă asupra lui pentru că lua în derâdere numele lui Dumnezeu. Și din acel moment, această pedeapsă se transformă într-o nuielușă. Nuielușa trebuie să fie de măr, neapărat, pentru că este un pom roditor, și să fie frumos împodobită. Se pune în apă și de Sfântul Vasile înflorește. Însă cei cu minți nu au de ce să se teamă că vor găsi nuielușă.